ceva fazani din fazanerie. Niște găini și niște cocoși pentru ouă, care vor fi incubate. Și vom avea și mai mulți fazani, să sperăm, în sezoanele următoare. Caută losii! Bună vânătoarea la fazan! Caută-l! Mă, frumosule! Hai, caută! Caută! Alai! Bravo! Frumos! Caută! Găina! Bravo! Hai, caută! Engedel. Bravo. Clasă. Cum ai ajuns? Mă bandițel, mă. Superbă zi. Absolut superbă. Încă unul! Departe! Nu, s-a lăsat! E încă unul! Hai înapoi! Caută! Bravo, si! Caută! Bravo, si! Aici? Hai! Aici! Aici, bravo. Apoi, lasă-l. Bravo. Caută. Bravo. Superbă. Caută! Caută!
Așa ceva n-am mai pățit. Headshot la fazan. Crazy. Ploaie, vânt. Când plouă, când e soare, când e vânt. O zi frumoasă la fazan, să sperăm. Păsi? Ready? Tu te caută! Da, da, hai o să. E încă unul. Vai, cât sunt aici! Bravo, aici! Aici! Lasă-l! Bravo! Lasă-l! Bate aici, tu l-ai, doamne! Hai, să caută-l! Bravo, hai! Dumnezeule, că ne răstornăm așa! Vreme din asta nu ai ce căuta la fazan. Într-o zonă din asta unde sigur sunt o grămadă de fazani, eu niciunul n-am văzut. Așa că cred că aici se termină vânătoarea de ziua de azi. Nimic o sut. Ia uite ce curcubeu. Deși nu plouă. Thank you.
Ești manager. Zi superbă de februarie, ultima zi la Fazan de anul ăsta, de sezonul ăsta, adică. Ok. Zi special, astăzi vânăt cu o Beretta împrumutată. Toată viața am vânat numai cu Baikal. Când îți vânător. Acum sunt curios să văd care e diferența între o rusească și o italiană. Dacă vedeți urme, vin cu câinele acolo. Aici este ceva? Aaaa! Eu nu văd urme. Caută-l! Ba, uite, sunt ceva urme. Sunt urme, sunt urme. Da, da. Uite, e aici, e aici. Lasă-l, lasă-l, ce fain e, lasă-l, 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 bravo! Era blindat! Bravo, caută-o-si, caută-l! Încă unul! Bravo! Lasă-l! 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 Prinde-l! Bravo! Opa! Pontează deja! Hai! Prinde-l! Prinde-l! Bravo! Prinde-l! Hai! Prinde-l, Osi, prinde-l, hai! Prinde-l, bravo! Aici ai! Bravo, prinde-l! Prinde-l! Merle-te, câzele! Prinde-l! În ziua aceea au mai fost câteva faze frumoase, dar din păcate n-am reușit să le filmez. Așa că vă las cu acest chipeș Flăcău și să ne vedem cu bine data viitoare. Pa!